Principalele obiective au vizat furturile, faptele comise cu violență, depistarea persoanelor urmărite, infracțiunile comise la regimul circulației, dar și verificarea modului de asigurare cu paza unităților de alimentație publică. Astfel, au fost efectuate filtre pe drumurile naționale și județene, precum și în zona unităților de alimentație publică cu program de noapte. În urma acțiunilor au fost legitimate 287 de persoane, fiind verificate și peste 100 de autovehicule. Polițiștii au constatat 5 fapte de natură penală, dintre care 4 infracțiuni de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice și una fără a poseda permis. Totodată, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, dintre care 20 la ordonanța de urgență 195/2002, 16 pentru conducere sub influența alcoolului, 2 pentru neportul centrului de siguranță și 2 alte apate. Oamenii legii au mai reținut și 16 permise pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. Controlele nu s-au oprit însă aici. Oamenii legii au acționat și în zona unităților de alimentație publică cu program de noapte, cum ar fi cluburi, baruri sau discoteci. Astfel, în urma unei acțiuni comune, inspectorii ITM Constanța efectuează cercetări la 2 societăți comerciale cu privire la suspiciuni legate de modul de angajare a 4 persoane. La acțiune au participat polițiști de la Ordine Publică, Serviciul Rutier și luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale.